Salut! Astăzi o să facem un alt fel de review, o să facem un review unui aparat de sudură pe numele lui Arc 500E, adus de ProEnerg. Asta pentru că l-am văzut în site la promoție și zic, ia să vedem ce conține cutia acestui aparat. Au fost vremuri când lucram ca electronist la depanarea lor. Însă, în momentul în care eu am terminat cu electronica, pentru că nu ne mai ajutau ochii, gama s-a schimbat și au venit niște aparate noi, au venit niște aparate bazate pe un pic altfel de tehnologie față de ce tehnologie am reparat eu, și anume cea analog. A venit o tehnologie digitală care e cu totul și cu totul altceva. În ceea ce urmează, o să prezentăm ProWeld Arc 500E, începând cu unboxing-ul, scoatem din cutie, vedem ce conține cutia, ce conține interiorul acestui aparat. Însă, înainte de toate, ia să-l vedem cum arată. ProWeld, aparat de sudare, inverter monofazat. Arc 500, cutia este comună pentru cele trei modele din gama asta, Arc 320, 400 și 500, toate cu terminația E. O cutie foarte, destul de mare, destul de însă rigidă, da? Cu un carton foarte rigid. Avem aici și emblemele care ne confirmă faptul că aparatul este dotat cu ventilator pentru răcire forțată, că este dotat cu protecție la temperaturi ridicate, că este model inverter și că la bornele lui vom găsi o tensiune continuă cu plus și minus, da? Că se alimentează din 220, și ultimul simbol de aici, că este portabil. E un simbol de mâner aici, ne indică faptul că este portabil. Pe aici avem toate standardele la care a fost acreditat, cu care a fost acreditat aparatul. Ar mai fi de văzut interesant ce facem cu simbolul ăsta de aici. Ia să vedem dacă punem noi telefonul pe unde avem noi scan QR code. Ia să vedem. Opa. A și răspuns și se duce direct pe site-ul ProEnerg. Nu se duce în categoria de sudură, ci direct pe site. Prin urmare, QR codul înseamnă proenerg.com.ro, site-ul ProEnerg. Mai departe, pe cutie, ce avem noi aici? Așa. Ne indică faptul că este un aparat ce sudează exclusiv MMA cu electrod învelit, că putem obține un ciclu de 60% și că folosește tehnologie IGBT de ultimă oră. Pe cealaltă parte a cutiei este la fel și dincoace aceeași poveste. Bun. Așa sunt lucrurile. O să aducem ajutoare să desfacem cutia. Ia să vedem. Ce conține cutia aparatului MMA Arc 500E? O altă cutie. O altă cutie din plastic rigid, portabil, poți să fugi cu el liniștit. Da? Închideri ferme. Foarte tare. Și acum să ne uităm în interiorul cutiei, să vedem ce avem aici. Păi aici avem exact ce ne-am așteptat. Cutie are și un manșon de, are o protecție din burete acolo. Păi, în primul rând avem așa. Manualul de utilizare. Am uitat să subliniez faptul că pe toată cutia scrie în limba română. Lucru foarte important. Avem aici manualul de utilizare în limba română. O să-l parcurgem foaie cu foaie să vedem
ce conține, ce informații putem obține de aici, atât despre funcționare, cât și despre partea de garanție. Așa. În aceeași punguliță a venit și geamul de la masca de sudură, care o să o găsim probabil și pe ea pe aici. Cei doi clești, cleștele de masă zdravăn, cu mufe de tep 25 diametru. Da? Un cablu foarte șmecher, 1x25 de milimetri pătrați, scrie aici, secțiune. Și aici avem cleștele port-electron, cu același cablu, cu aceeași secțiune, zdravăn, rezistent. Da? Îl punem și pe el aici. Mergem mai departe, ce mai avem? Avem un ciocănel și o perie de sârmă cu care să curățăm suprafața de sudare, pentru că știm foarte clar că la sudură trebuie curățate suprafețele, ambele suprafețe, să nu prezinte urme de rugină, de vopsea, de tot felul de particule care să împiedice arcul să se formeze și în modul ăsta să putem să sudăm. Mânerul de la mască, să găsim pe aici, pe undeva, probabil și masca. Uite, trebuie să ținem de cutie. Și avem și masca și cutia, cam asta a fost în cutie. O să o punem aici jos. Masca de sudură. Așa. O să o și montăm mai încolo, să-i punem și geamul, să-i punem și mânerul, să vedem cum o folosim. Până atunci dăm accesoriile deoparte. Aducem aparatul în față, pentru că în fond și la urma urmei el este jucăria de care o să discutăm astăzi. Arc 500 Pro Weld. Pe panou frontal observăm foarte clar un display, observăm butonul de reglaj al puterii de ieșire, al amperajului de ieșire, de la 20 la 250 de amperi, după cum indică panoul frontal, modelul, apoi avem aici butonul de becul de power și becul de protecție, care se aprinde în caz că aparatul se supraîncălzește. Da? Cam așa arată panoul frontal. Hai să dăm un zoom out, să ne uităm și pe față. Pe față avem cele două mufe standard TEB de 25 de mm, notația de jos plus minus. Aici avem niște fante de aerisire prin care aparatul trage aer și livrează pe spate. Pe partea laterală avem brandul ProWeld, modelul Arc 500S, tehnică sudură și ne spune aici că folosește electrod de la 1,6 până la electrod de 5 mm diametru, ceea ce înseamnă că e suficient de puternic să sudăm chiar și cu 5 mm. Hai să mergem pe partea din spate, unde avem foarte simplu butonul de power, on-off, ventilatorul de ieșire și șurubul de împământare. Întors pe partea cealaltă avem același text și acum aș vrea să ne uităm un pic aici, să vedem dacă pot eu să fac zoom pe textul de pe aparat. Avem așa. Cam așa. Avem aici modelul de aparat și încă câteva detalii tehnice
despre curentul de sudură, tensiunea la borne, regimul de funcționare la 60%, la 100%, tensiunea de mers în gol de 56 de volți, o să discutăm imediat și despre asta, tensiunea de alimentare, faptul că merge la rețea de 230 de volți, 50 de herți și serial number. Are un grad de securitate IP21S și în continuare mai scrie iarăși diametrul de electrozi cu care funcționează aparatul. Bun, ăsta fiind aparatul, arată foarte frumos, nu e greu. Bănuiesc că ai putea să-l iei cu tine și să te plimbi de colo-colo fără mari probleme. Ia să desfacem noi sărmulița asta și la un moment dat o să-l băgăm și în priză. Nu o să sudăm cu el, că nu avem cum, dar îl băgăm în priză și vedem ce se aprinde pe ecran și cum sună ventilatorul. Încă o dată, ia să-l vedem așa, din față. Arc 500E. Zdravăn mâner, zdravăn. Tablă complet pe partea de fund. Avem tablă, deci un aparat full metalic. Zdravăn. Așa. Îl punem, uite așa. Și luăm manualul la studiat. Ia să vedem ce zice manualul de utilizare. Un manual scris integral în limba română. Așa. Valabil pentru cele trei modele de care vorbeam mai devreme, da? De pe cutie, ARC 320, 400 și 500E. Da? Avem aici, important, vă rugăm să citiți instrucțiunile de folosire înainte pentru a ști cum funcționează aparatul. Și intrăm să vedem ce conține manualul, ce texte găsim noi în manual. Păi avem instrucțiuni de siguranță, descrierea aparatului, specificații tehnice, instalarea aparatului, utilizarea aparatului de sudură, prezentarea aparatului de sudură, măsuri de protecție, probleme posibile în timpul sudării, întreținere și probleme tehnice și posibile remedii. Un manual nu foarte stufos, dar plin de date tehnice. Da, și la sfârșit avem și o declarație de conformitate a producătorului din China, Yuli Electric and Machine Company, și faptul că această companie acreditează ProEnergie SA să vândă acest aparat. Bun, trecem cu instrucțiuni prin instrucțiunile de siguranță de la începutul aparatului, da? E foarte important să le citim, să le luăm la cunoștință, pentru că fiind un aparat care sudează, care folosește 220 sau care folosește tensiunea de rețea pentru a funcționa, atunci trebuie avute în vedere măsuri de securitate sporite, pentru că cu așa un aparat nu lucrezi în casă, lucrezi afară unde poți să ai tot felul de evenimente, poate să fie umed, poate să știu eu, să treci cu cablurile peste tot felul de fiare care sunt poate mai ascuțite, poate mai încinse, poate, și atunci e bine să știm foarte clar la ce să fim atenți când lucrăm cu așa un aparat. Da? Atenție mare la electrocutare, lucrați numai cu cabluri bine izolate, cu prize prelungitoare sau cu ce role prelungitoare bine izolate de încredere, nu cu toate ordinăriile, pentru că alea se supraîncălzesc și se alege praful. Deci lucrați numai cu lucruri de bună calitate, mai ales dacă lucrați cu prelungitor din ăla pe rolă, desfaceți toată rola și împrăștiați cablul ăla să stea cât mai împrăștiat, din două motive. Unu, ca să nu se încălzească cablul pe interior, și doi, pentru a nu crea efecte electromagnetice. El stând spiră peste spiră, da? Se creează un fel de bobină care iarăși generează câmp electromagnetic datorită
tensiunii de pe conductoare. Pe urmă, fum. În timpul sudurii, sigur că aparatul scoate fum. Trebuie să fim foarte atenți să ne protejăm de a nu înghiți fumul, de a nu ne intra în ochi și așa mai departe. Radiația arcului electric. Păi cine nu știe cât de tare e arcul electric? N-a fost prins, cum se spune în popor, nu l-a prins flama. Vă asigur că e mare nenorocire, e mare vai, nu dormi o noapte dacă te prinde flama de la aparatul de sudură și nu trebuie să te uiți de la mică distanță. Te poate afecta chiar și de la o distanță mai mare, de aceea sudorul are, pe lângă obligația de a-și asigura el locul de muncă, are obligația de a se asigura că nici în arealul lui nu poate să afecteze sudura sa sau lucrul nu poate să afecteze pe ceilalți muncitori, cetățeni și așa mai departe. Mai departe, deci cum am zis, radiația arcului electric poate dăuna ochilor și pielii, așa este. Ați văzut cum se înroșește pielea dacă stai în zona asta și asta datorită radiației foarte puternice de la lumina extrem de puternică a arcului electric. Pericol de incendiu. Scânteile de sudură pot provoca un incendiu. Asigurați-vă că nu există substanțe inflamabile în zona de lucru. Iarăși, lucru demn de luat în considerare și de ținut cont, mai ales că fiind o jucărie portabilă, ai tot timpul tendința să îl iei repede și să-l muți de colo-colo, lucru care pe de o parte e bun, e benefic, însă mare grijă unde îl punem, că poate îl punem lângă un rezervor care nu e foarte sigur sau lângă o pată de combustibil de pe jos și așa mai departe. Trecem mai departe să vedem ce zice manualul mai departe. Zgomot. Zgomotul excesiv poate să dăuneze sănătății. Purtați căști de protecție sau alte elemente pentru a vă proteja urechile. Asta nu mai e cazul să spunem, e cât se poate de clar că măsurile de protecție includ de la bocanci corespunzători, da? Deci încălțări de bună calitate, apoi pantaloni, șorțul care protejează sudorul în timpul lucrului, vesta lui, mânușile, casca și, nu în ultimul rând, căștile. Bun, dacă apar tot felul de defecțiuni, consultați persoane autorizate atunci când sunt probleme. Adică nu încercați de unul singur să constatați ce-i prinăuntru și cu atât mai mult să-l reparați. Sunt echipamente care sunt bine puse la punct din fabrică, n-ar trebui să aibă probleme în timpul utilizării, dar dacă apar, pentru că ce să-i faci, toate alea se strică până la urmă, atunci apelați la un serviciu autorizat. Un serviciu autorizat care, parcă știam că este o listă cu serviciurile autorizate. Nu. Serviciurile autorizate le veți găsi în certificatul de garanție. Pe urmă, descrierea aparatului de sudură ne mai spune aici manualul foarte, foarte pe scurt. Însă, înainte de asta, atenție, echipamentul trebuie alimentat de la o sursă echipată cu siguranță diferențială. E, ar fi cel mai bine și este recomandabil. Dar știm foarte bine că nu toată lumea face treaba asta. Dar măcar să fie priza foarte solidă, cu contacte solide, să nu aibă, să nu facă ștecherul ca toate visele acolo, pentru că e jale mare. Și nu numai la aparatele de sudură, până și un flex poate să creeze probleme într-o priză dacă nu stă bine ștecherul în priza respectivă. Descrierea aparatului. Tehnologia inverterii GBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte și cu un ciclu de sudare de 60%. Acest tip de aparat de sudare are următoarele caracteristici: eficiență, economie, randament ridicat, portabilitate, un arc electric stabil, o tensiune stabilă la ieșire și consum redus de curent la funcționarea în gol. Bun, aparatul de sudură este funcțional și la altitudine mare, în exteriorul și în interiorul clădirilor. Se caracterizează printr-o formă compactă, o greutate redusă, ușor de instalat și utilizat în comparație cu alte produse din aceeași categorie. Atenție! Echipamentul este utilizat în principal în industrie. Acesta va produce unde electromagnetice, de aceea operatorul trebuie să-și ia măsuri de precauție. Chestiuni de care vorbeam mai devreme, așa, mai pe
larg. Specificații tehnice. În manual sunt trecute specificațiile de la toate cele trei modele. Noi o să ne oprim exclusiv la modelul 500 și spune așa: tensiunea de alimentare monofaza 230 de volți, curent alternativ plus minus 15%. Și cel puțin cât am fost la service, am întâlnit situații când clientul ne suna și îmi spunea că nu-i merge aparatul pentru că el nu are tensiunea stabilă. Avea 170 de volți la priză și el vrea să folosească aparatul de sudură. E bine, nu merge. Și nu merge pentru că e și firesc. Dacă nu ai de unde să bagi curent în el suficient încât el să creeze acea putere la ieșire, ce să faci? Dacă nu ai de unde băga, păi atunci ce să scoți? Deci cât se poate de clar că dacă nu ai o tensiune stabilă în zona în care vrei să folosești aparatul, atunci nici n-are rost să îți pui problema că va funcționa cum trebuie. Ba mai mult, risc să-l și strici, pentru că dacă acei capacitori dinăuntru, de pe partea de sursă de alimentare, nu se încarcă suficient, astfel încât în momentul în care eu aprind arcul, ei să-mi mențină tensiunea în interiorul aparatului, în plaja în care arcul să-mi rămână stabil, datorită unei tensiuni mai mici aici sau unei tensiuni care variază mai mult decât ar trebui, păi atunci risc să-l stric cu bună știință. Cu bună știință, luând la cunoștință ce scrie aici. Frecvența rețelei, evident, 50 de Hz. Curentul nominal de intrare este de 32 de amperi, deci 32 de amperi maxim poate să tragă aparatul la putere maximă în timpul sudurii. Asta înseamnă că trebuie siguranță pe circuitul respectiv de 32 de amperi pentru a proteja. În caz că ceva se întâmplă sau mai am altceva alimentat pe secțiunea aia de prelungitor sau de rețea, să-mi sară siguranța automat, să mă atenționeze că am depășit puterea instalată pe secțiunea respectivă. Și astfel nu risc să pun în pericol nici aparatul, nici celelalte dispozitive alimentate din priza sau din prelungitorul sau din triplul ăla sau din rola aia, și nici nu risc să pun în pericol rețeaua de unde lucrez, de unde mă alimentez. Tensiunea de mers în gol este valabilă la toate cele trei, 56 de volți, tensiune de mers în gol. Nu e o tensiune mare, nu e nicio tensiune mică, e periculoasă. Tot ce depășește 24 de volți e tensiune periculoasă la atins cu mâna. Standardul spune că odată ce am depășit bariera de 24 de volți, tensiunea poate fi periculoasă pentru viața omului, mai ales în condiții de umiditate, de poate ești, ai ulei pe mâini sau poate ai tot felul de, poate ai transpirat, mai ales că atunci când sudăm în preajma aparatului se creează și căldură și din cauza arcului și din cauza căldurii generate de el și atunci transpirăm. E, trebuie avută grijă. Bun, tensiunea de ieșire nominală în sarcină, 30 de volți. Curentul de sudură, deci curentul de sudură de la 20 la 250 de amperi modelul ăsta. Tensiunea de ieșire nominală în sarcină, 30 de volți. Adică în timpul sudurii tensiunea la borne scade, evident. Eficiență 85%. Factor de putere 0,73. Clasă de izolație F, clasă de protecție IP21S, cum spuneam mai devreme, greutate 5 kg. Brici. Dimensiuni 320 de milimetri, 220 și 125 de milimetri lățime. Putere absorbită maxim din rețea 9,5 kW. Dimensiunea electrod de la 1,6 la 5 mm. Bun, mergem mai departe. Instalarea. Aparatul de sudură este echipat cu un sistem de compensare a variațiilor de tensiune de alimentare. Acesta continuă să funcționeze normal chiar dacă tensiunea de alimentare variază cu plus minus 15% față de tensiunea nominală, dar nu mai mult. Dacă folosiți un cablu mai lung pentru a reduce scăderea bruscă de tensiune, se recomandă cablu cu o secțiune mult mai mare, evident. Utilizarea unui cablu prea lung poate influența stabilitatea arcului aparatului de sudură, precum și alte funcții ale aparatului. Lungimea cablului nu ar trebui să depășească 10 metri. Lungimea cablului de alimentare depinde de mai mulți factori, printre care puterea absorbită de aparat, secțiunea cablului, temperatura mediului ambient și așa mai departe. Buna conexiune între ștecher și priză și multe alte asemenea. Cablul de alimentare trebuie să fie complet întins, fără bucle, în timpul utilizării echipamentului pentru a preveni pericolul supraîncălzirii. Da? Deci momentul în care
punem aparatul, el trebuie să fie perfect întins. El are cocoloașele astea pentru că a stat pe timpul transportului. Așadar, el trebuie deschis cât se poate de bine și folosit cât mai întins. Așa. Iarăși, ca măsură de precauție, trebuie să ne asigurăm că fantele astea nu sunt acoperite, adică nu pun aparatul lângă un zid sau lângă un alt aparat sau lângă un ceva care să-mi obtureze fantele de admisie de aer, pentru că aparatul trage aer pe aici, prin laterale și prin față și îl ejectează în spate și atunci eficiența răcirii se diminuează. Pot intra tot felul de sârmulițe care mai sar pe jos sau șaibe sau tot felul de agrafe, ace de siguranță și alte nebunii care na, ar mai putea fi pe jos. Mare grijă. Așa, folosiți un cablu de alimentare a cărui secțiune nu este mai mică de 6 mm pentru împământare, pentru a împământa aparatul la șurubul de aici. De asta se desface cu o cheie de metric 10 și legăm un cablu cu care împământăm aparatul. O bună împământare înseamnă și o tensiune stabilă în priză. Conectați corespunzător cablurile de alimentare, asigurați-vă că priza, carcasa și cablu au fost împământate. Fiți atenți la polarizarea conectării. Există două moduri de conectare pentru aparatul de sudură de curent continuu, conectare pozitivă și conectare negativă. Asta însemnând că eu pot să-mi leg conectorul de masă la borna de plus și portelectrodul la borna de minus sau invers. În mod normal, diferențele nu sunt observabile decât dacă ai mâna formată, dacă ești foarte bine instruit în a suda. Și din ce mai știu eu, pe cutia de electrozi ar trebui să scrie cu ce tip de polaritate este destinat acel electrod să funcționeze. Pe cutia de electrod scrie polaritate pozitivă. Asta înseamnă că la pistolet, la portelectrod, eu trebuie să am conectată borna de plus și la masă minus. Sau poate fi invers. În funcție de tipul și de electrod putem găsi textul ăsta acolo. Mergem mai departe să vedem ce ne prezintă manualul. Atenție, dacă distanța dintre piesa de lucru și aparatul de sudare este prea mare, iar cablurile sau cablul portelectrodului și cel de masă sunt prea scurte, alegeți un alt cablu cu o secțiune mai mare pentru a minimiza reducerea tensiunii de alimentare, adică căderea de tensiune la borne pe cablurile de sudare. Folosind o secțiune de minim 25 de milimetri pătrați, adică un cablu asemănător cu ceea ce a venit el, cred că poți să ajungi la lungimi de cablu de până la 10 metri per fiecare conector, adică un 20 de metri în total. Bun, utilizarea aparatului de sudare. Să setați butonul de pornire pe poziția ON, display-ul va afișa curentul setat, iar ventilatorul începe să se rotească și să producă aer. Reglați butoanele curentului de sudare și arcului pentru ca funcția de sudare să fie în conformitate cu ce nevoie aveți. În general, curentul de sudare se reglează în funcție de diametrul electrodului de sudare, după un mic exemplu, și anume, pentru electrod de 2,5 în diametru, puteți suda cu un curent între 60 și 100 de amperi. Pentru un electrod de 3,2 în diametru, puteți sudați cu un curent între 80 și 140 de amperi. Cifrele astea nu sunt bătute în cuie, pe lângă faptul că ce afișează el aici e o valoare apropiată de 140 de amperi, să presupune. Ei pot fi 138 sau pot fi 145. Niciun aparat nu este ultra precis pentru ca aici să afișeze exact puterea de 220 de amperi, să zicem. Undeva pe acolo. Deci cifrele sunt orientative. Pentru un electrod de 4 mm în diametru putem folosi un curent de sudare între 140 și 220 de amperi, iar pentru 5 mm, cel mai gros cu care aparatul ăsta poate să lucreze, putem folosi un curent între 220 și 250 de amperi. Sigur că în momentul în care folosesc așa un electrod gros și piesele de sudură sunt în consecință piese zdravene, stâlpi, întărituri la stâlpi, nici nu-mi închipui ce poate fi atât de mare.
Valorile din tabel sunt, așa cum spuneam, valori orientative și pot diferi în funcție de starea pieselor de sudat sau de tipul de electrod, evident. Înainte de conectare, asigurați-vă că, că alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Ordinea de conectare corectă este mai întâi cablul de sudură și cablul de masă la aparatul de sudare, apoi trebuie pornit butonul de alimentare. Sunt măsuri de protecție, așa sunt descrise în manualul de utilizare, le luăm ca atare. Măsuri de precauție. Mediul înconjurător. Aparatul de sudare poate funcționa în mediu uscat, având grijă ca umiditatea aerului să nu depășească 90%, pentru că atunci se depun vapori de apă pe componente și pot să facă tot felul de pliciuri, de nebunii. Temperatura ambientală să fie cuprinsă undeva între minus 10 grade Celsius și 40 de grade Celsius. Se interzice utilizarea aparatului în soare sau în ploaie. Da, în ploaie n-ai ce să cauți cu el, evident. N-ai ce să muncești în ploaie. Iar în soare plin, într-adevăr, aparatul se poate supraîncălzi, pentru că ce să-i faci? Unde-i soare, e soare. Și nici varianta să-l acoperi cu ceva nu e o variantă viabilă, pentru că în momentul ăla i-ai luat și zonele de a se putea aerisi. Eventual pus sub o umbrelă, ceva pus pe post de umbrelă care să îi aducă un pic de umbră sau să aducă un pic de umbră în locul în care funcționează aparatul pe perioada cât sudăm. Dar în niciun caz acoperit. Nu folosiți aparatul într-un mediu cu praf și gaze corozive. Asta cred că e de la sine înțeles, că pot să se creeze condiții de a exploda gazele respective de la simplu fapt că aici la bornele de sudură, la vârful electrodului, eu am scântei și de acolo sar tot felul de spike-uri și tot felul de metal încins, de bucățele de metal încins, de așchiuțe care sunt deosebit de fierbinți și atunci pot să aprindă gazele din respectiva încăpere sau dacă au picat pe jos și avem pe acolo lichide, mare grijă. Evitați sudarea cu gaz protector într-un mediu puternic ventilat. Asta e o chestiune care nu prea are ce să caute la MMA. Expresia asta se adresează mai mult sudurii TIG și MIG, acolo unde folosim gaz pentru a proteja punctul de sudură. E altă tehnologie, acolo o să vorbim când o să avem și un aparat TIG sau MIG la văzut, la verificat. Așa, măsuri de siguranță, asta le-am mai văzut. Spațiul de lucru să fie ventilat corespunzător, dar nu supraventilată zona. Se interzice supraîncărcarea. Mare grijă ca mi-aduc aminte că cei mai mulți se plângeau de tensiune mică. Însă și când tensiunea e prea mare, nici atunci nu e bine. Mai ales prin zonele rurale, unde rețelele sunt destul de precare, unde dezechilibrele între strada asta și strada vecină e foarte riscant, este foarte posibil ca pe o stradă tensiunea să fie în parametri, iar pe cealaltă tensiunea să fie sub așteptări. Asigură-te că îl alimentezi dintr-o priză care este stabilă. Ia să vedem probleme posibile în timpul sudării. Aceste probleme pot fi legate de conector, de materialele de sudură, de factori de mediu, surse de alimentare, cum spuneam, prize prelungitoare și așa mai departe. Operatorul trebuie să îmbunătățească mediul de lucru, adică aveți grijă ca tot lanțul ăsta de dispozitive să fie de bună calitate, de încredere, stabile, astfel încât sudarea noastră să fie de bună calitate și să iasă ce-ți dorești. Așa. Avem aici un capitol care se numește întreținerea, are 5 puncte și care dezbate problema în felul următor. Îndepărtați praful periodic cu
cu aer comprimat, uscat și curat. Dacă aparatul de sudare funcționează într-un mediu cu mult praf, acesta trebuie curățat zilnic. Ei, zilnic nu. Dar credeți-mă că am găsit aparate cu strat de praf în el de, cred că, 2-3 mm. Ceea ce este fabulos de mult. Da, sunt aici 4 șuruburi, mai sunt 4 șuruburi pe cealaltă parte. Mânerul scoatem frumos în sus, evident scos din priză, nici nu intră în discuție treaba asta, da? Întâi scos din priză, lăsat așa vreo 30 de secunde măcar să-și descarce toată energia din el în componentele interne și pe urmă desfăcută carcasa și într-adevăr cu un pistol de la de aer comprimat și cu aer comprimat suflat astfel încât suprafața de praf să se dea la o parte. Ventilatorul încearcă să facă tot ce e posibil, dar dacă se lucrează în mediu cu praf și în șantier, e praf în șantiere ca la balamuc. Praf de la ciment, praful de pe jos. Și am găsit în aparate fel și fel de suprafețe, fel și fel de straturi de praf și așa mai departe, încât de foarte multe ori, dar de foarte multe ori, nu la MMA, la aparatele de tip TIG, o simplă curățare face aparatul din nou să funcționeze, pentru că acolo la aparatele de TIG cu arc pilot, sursa de înaltă tensiune de jos are un arc, are doi tatori și acolo generează un arc electric, arcul pilot, care ulterior îl regăsim în vârful torței de inițiere a arcului la sudura TIG. Ei bine, dacă acolo se așează praful, nu se mai amorsează arcul și aparatul nu mai merge. Nu mai merge orice ei face. Nici măcar dacă pui să faci lift TIG, cum ar veni, și să atingi cu vârful electrodului de Wolfram pe suprafața de ăsta și pe urmă să menții arcul, nici așa nu merge, pentru că tot arcul e ghidonat de acolo. Prin urmare, o bună curățare strict cu aer comprimat, atât, nu puneți mâna prin el, nu cu pensulici, cu ăsta, pentru că nu, aia face partea de service. La punctul 2, păstrați presiunea aerului comprimat la un nivel rezonabil pentru a evita deteriorarea componentelor aparatului de sudare. Așa este. Nu băgați pistoletul în toate astea pe acolo, pentru că nu are... Important este să dăm praful gros jos, de restul se ocupă ventilatorul aparatului. Mai ales că ăla fiind metalic, poți să atingi tot felul de componente pe acolo, poți să le împingi, să le rupi de pe plăci. Bun. Mergem la punctul 3. Verificați periodic cablurile de sudare și conectorii. Asigurați-vă că a fost conectat corect cablul, iar conectorii TEB sunt bine fixați. Conectorii TEB, cei de aici. Vă rugăm să îndepărtați stratul de oxid cu hârtie abrazivă, după care să le strângeți bine. Într-adevăr, foarte, foarte, foarte des. Înțeles că se încălzesc cele două suprafețe, suprafața asta și suprafața în care el intră. Inițial el îl strânge bine, dar după o folosire mai îndelungată sau după ce am tot tras de el în toate direcțiile, în datorită căldurii degajate de cabluri în sine, ele se mai slăbesc sau nu strângem bine și atunci apar tot felul de mini arcuri electrice între mufă și mufa panou de pe panou. Și ori se sudează asta prost și se sudează prost în sensul că face câteva picături de sudură în interiorul mufei, după care aproape că nu-l mai poți scoate. Și atunci ăsta curățat foarte bine, da? Chiar și cu ciocănelul merge, dar cu hârtie abrazivă, cu glas papir, merge mult mai bine. Și asigurați-vă întotdeauna că mufele astea sunt strânse bine. Strângeți bine și ar trebui să nu fie probleme. Dar și în timpul sudurii, după vreo jumătate de oră de sudat, mai luăm o pauză, mai bem un pahar cu apă și e momentul propice să-l lăsăm și să se aerisească, în sensul în care nu oprim aparatul, pentru că dacă oprim aparatul se oprește ventilatorul și nu se mai aerisește. Nu se mai aerisește în mod forțat, în mod rapid. Îl lăsăm să funcționeze și cu ocazia asta reverificăm ca mufele să fie bine strânse. Evitați, mergem mai departe, evitați
pătrunderea apei și a vaporilor de apă în interiorul aparatului. Dacă totuși asta se întâmplă, nu încercați să rezolvați singur, mergeți la un service, apelați la service. Sigur, e cel mai bine să fii preventiv, să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, acesta trebuie pus într-o cutie și depozitat într-un mediu uscat. Evident, pentru că dacă îl punem într-un mediu umed, se adună umezeală în el și la următoarea pornire riscăm să facem plici, plici. Nu e bine. Deci, în mediu uscat trebuie depozitat în cutiuța lui. Bun, probleme tehnice posibile și remedii. Așa, următoarele operațiuni trebuie efectuate numai de către operatorii calificați și autorizați în domeniul electricității și care cunosc măsurile de siguranță din acest domeniu. Înainte de orice reparații, contactați totuși un serviciu autorizat. Și haideți să vedem. Probleme tehnice. LED-ul indicatorului de punere sub tensiune nu este aprins, cel verde. Ventilatorul nu funcționează și nu există curent de sudură. Păi am putea avea butonul de power defect, iar ăsta când este, o să-l vedem când îl băgăm în priză, când este alimentat aparatul și l-am pornit, se aprinde și becul din, se aprinde și butonul ăsta. Deci se aprinde și butonul ăsta când îl punem sub tensiune și să ne asigurăm că avem tensiune în priza în care conectăm aparatul. Că ștecherele sau prelungitoarele în care l-am folosit sunt bine legate unul de celălalt. Și astfel să ne asigurăm că avem 220 aici, avem tensiune aici. Dacă ne-am asigurat că becul roșu din spate s-a aprins în momentul în care l-am pornit, becul roșu s-a aprins și aparatul nu pornește, atunci vă opriți aici pentru că nu mai ține de simple ajustări de la panoul de control să-l repuneți în funcțiune, ci trebuie mers la service, trebuie obligatoriu să ajungă la service pentru că se poate să se fi defectat chiar întrerupătorul sau celelalte circuite de dincoace de întrerupător în interiorul aparatului. Următoarea variabilă ar fi LED-ul comutatorului de alimentare este aprins, ventilatorul nu funcționează și nu există curent de sudare. Adică aici avem power, becul verde se aprinde, dar nu funcționează ventilatorul și nu avem tensiune la borne. Ar putea fi ca remedii. Cablurile dintre butonul de pornire și tabloul de distribuție sunt slăbite, adică căblăraia din interior este slăbită, ori datorită faptului că aparatul a fost zdruncinat, ori a căzut de la înălțime și cine știe ce se putea întâmpla și s-au smuls niște, într-adevăr, multe dintre circuitele din interior sunt făcute pe papuci și pini, adică cablurile de 220 din întrerupător ajung în placă cu niște papuci. Mai rar să sară papucul de acolo, dar nu e exclus. Ventilatorul funcționează, curentul de sudare este instabil sau potențiometrul nu poate controla curentul de sudură, nu-l reglează. Păi atunci am putea avea potențiometrul defect și atunci trebuie contactat serviciul pentru că doar acolo se schimbă. Sau borna de ieșire este defectă, racordul este slab și trebuie verificat. Sau aici avem tot felul de probleme. Pentru că odată ce eu aici nu-l strâng corect, poate să apară contact imperfect dincolo, în spate, acolo unde aparatul livrează tensiunea spre borne, de unde eu o preiau cu cablurile și o duc în piesa de sudură cu cleștere de masă și cleștere port electrod. Deci pot apare și astfel de situații, dar nici în cazul ăla nu e recomandat să-l desfaceți și să strângeți șuruburile alea pentru că alea se strâng într-un anumit fel, cu anumită forță, pentru că bornele astea sunt din ebonită și pot să crape. Pur și simplu să crape, să se spargă. La o strângere mai tare se sparg și l-am stricat cu bună știință. Bun. Aici mai scrie și despre alte probleme, dar în general se rezolvă prin a-l lăsa în priză, în cazul în care se aprinde, să zicem, acest bec roșu de avertizare de supraîncălzire, atunci cel mai bine este să deconectați cablurile de sudură de aici, din față, și lăsați să funcționeze până se stinge singur beculețul ăsta. Altfel, în momentul în care s-a aprins,
tensiunea aici este 0, nu mai scoate curent, se blochează circuitul intern și până nu-și revine termic, aparatul nu mai funcționează. Ăsta are ca faptul ăsta vizează protecția și a aparatului, dar și a sudorului, prin faptul că nu-l lasă să sudeze cu aparatul în stare instabilă. Și atunci oprește tensiunea definitiv, să nu poți nici măcar să dai acolo două afturi, să spui hai, măcar două afturi. Nu, nici măcar două afturi, pentru că și acele două afturi, dacă nu sunt bine controlate de aparat, atunci e pericol mare. Am petrecut și cea de-a 8-a pagină din manual. Avem manual în română, textele de pe aparat sunt texte în limba română, textele de pe cutie sunt texte în limba română, ar trebui să le parcurgem și să nu avem probleme cu a le înțelege. Așa. Bun. Hai să vedem cum alimentăm noi aparatul și cum se aprinde, cum sună. Ar fi foarte bine. Să-l pornim. Ia să vedem. Așa cum am zis, când îl băgăm în priză, becul ăsta de 220 se aprinde și ne confirmă faptul că intră 220 de volți, intră în aparat. Îl întoarcem cu fața și pe panou avem așa 133, pentru că aici ne-am oprit noi cu butonelul. Dar putem să-l modificăm, ia să vedem, îl dăm de la 0 la putere minimă, inclusiv aici desenul grafic de pe panou afișează 20. Și panoul afișează 20 de amperi, ia să vedem. Dacă îl dăm la maxim, afișăm un 250 de amperi putere maximă generată la borne. Da? E un potențiometru cu reglaj continuu. Bun, cam asta este. Ia să vedem dacă tensiunea de mers în gol este cea specificată. Auzi, aventura, n-ai bine să găsesc aparatul de măsură. Ia să vedem. V tensiunea de mers în gol. Ceea ce e brici. La oprire, simplu, comutați butonul pe poziția de oprire și asta e tot. Bun, am parcurs până acum câteva detalii despre aparat și despre ce găsim în manualul de utilizare. Vă sfătuiesc să-l citiți și dacă e posibil, țineți-l în cutiuța, în geamantanul ăsta așa frumos, pentru că e păcat să nu-l aveți la îndemână, măcar pentru măsurile de securitate și primele impresii sau remedii ale unor probleme tehnice ce pot apare. Și vă sugerez să-l țineți aici, la îndemână. Aparatul e valabil cam la orice. Manualul de utilizare să stea la îndemâna unui aparat ca ăsta, pentru că să poți să citești repede dacă ai de intervenit undeva și ce. Haideți să facem în continuare la mască. Masca care e compusă din trei elemente mari și late. O să schimbăm camera pe asta ca să putem să... Așa. E o mască din plastic, nu e o mască cu pretenții, dar îți faci treaba cu ea. Cu foarte mare căldură recomand măștile electrice, cele care îmbracă ca lumea. Ele stau așa cu o prindere ca o șapcă și se închid, asigură și o protecție către gât încoace.
se închid la aprinderea arcului, instantaneu s-a închis ecranul și protejează ochiul. La momentul în care am oprit arcul de sudură, ea s-a deschis și eu pot să văd liniștit prin mască, văd piesa de sudură și zona. Ca să o văd și mai bine, pot liniștit să-mi ridic casca, masca și să-mi continui treaba. La reluarea procedurii, pac, ai făcut așa, ea a căzut singură, ai inițiat arcul și e mult mai bună, îți asigură o protecție mult mai bună, plus că îți dă cele două mâini cu care să lucrezi și mâna stângă. În loc să ții masca, te poți folosi de mâna stângă să îți ții, știu eu, să te ajuți la sudură. Dar pentru început e ok și așa. Da? Masca e din plastic, nimic spectaculos, dar care, uite, își face treaba. Scoatem și gemulețul cu mare grijă de aici. Așa, cu mare grijă să nu se spargă. Bun, și cum îl montăm în mască? Foarte simplu. Așa, ridicăm cele două mânere de susținere și împingem geamul pe poziție. La sfârșit îl împingem de aici un pic în jos. Și asta este. Geamul este montat. Și el este susținut în loc aici de cele două mânere. Nu pleacă nicăieri. Nu pleacă nicăieri, este foarte bine fixat geamul aici. Și acum o montăm. O montăm la modul ăsta, așa. Așa. Pac. Am format-o. Îi montăm și mânerul, care la fel de simplu se montează. Se bagă pe aici. Și l-a împins în sus până pinul de fixare vine în lăcaș. Acum masca este compactă, stabilă. Repet, nu e o mască cu pretenții, dar e o mască care îți dă posibilitatea să sudezi în primele momente când ți-ai luat aparatul, până eventual îți cumperi și o mască mai acătării, pentru că sudura nu înseamnă numai aparatul în sine. Înseamnă și o mască ca lumea, înseamnă și un echipament de protecție de bună calitate, pentru că nu luăm în considerare, dar peste ani și ani vom resimți și arsurile de pe piele datorate arcului electric și nu mai vorbim dacă te prinde flama, atunci afli instantaneu, la câteva ore deja știi că ai călcat pe arc. Iată-l aici. Cele două cabluri cu clește, peria de sârmă, masca deja montată, compusă din mască, geam și mâner, și aparatul MMA ProWeld Arc 500E. Da? Foarte, foarte drăguț. Hai să-l mai pornim o dată să îl vedem. E tot ce trebuie să faci. Și de aici îți mai stabilești doar puterea de lucru necesară, în funcție de electrod, în funcție de piesele cu care sudezi și așa mai departe. Deci cam ăsta este aparatul, așa cum spuneam. N-am eu spațiu mai mare să-l împrăștii mai mult, că nu am. Aia e. Dar pe lângă treburile astea, hai să aruncăm un ochi în pagina ProEnerg, în pagina de promoție. Asta este site-ul ProEnerg, e un site nou. E un site mult mai modern, cu mult mai multe dedesubturi și pe noi ne interesează să atacăm zona de promoții. Hai, deci din pagina ProEnerg mergi pe tabul de promoții, apoi pe tabul de ProWeld sudură și îl găsim chiar primul din stânga. ProWeld Arc 500E, invertor de sudură. Costă numai puțin de 452 de lei.
Deci cu 452 de lei îți iei aparat de sudură cu mască, cu cabluri, cu toate astea și cu care sudezi cu 5 mm electrod. Blană, zic. Blană, zic. Hai să vedem. Site-ul, după cum vedeți, merge foarte bine. Răspunde imediat. Ia să deschidem și fotografiile pe care le-am făcut noi pentru aparat. Da? Okidoki, okidoki. Hai să vedem și ce accesorii găsim la acest tip de aparat. Vă puteți cumpăra separat un clește mult mai puternic decât cel care este în kitul cu care vine aparatul și care este un clește de 150 de amperi, punând maxim suportat la vârf. Cel puțin așa scrie pe el, dar toate aparatele au același clește, deci cred că e mult mai puternic decât ce spun ei. Nu, 200, nu 150, este modelul KB200, nu știu dacă îl pot eu prelua de aici. Ia să vedem. Da. Deci modelul de clește port-electrod KB200. Deci de 200 de amperi. Aș zice eu că asta înseamnă 200 de amperi. Cleștele de masă. E un clește de masă standard. Sunt, sigur că da, sunt și mai puternici. Sunt și clești mai puternici, mult mai mari, mult mai zdraveni pentru curenți mai mari, dar pentru grădinării, pentru activități în gospodărie, rar sudesc cu 250 de amperi. Ca să soliciți accesoriile la maxim. Dar chiar și așa ele sunt oricum categorisite consumabile și ia să mergem înapoi în pagină și consumabile fiind se uzează, se strică și trebuie să ne cumpărăm altele. Atât masca cât și cleștișorul, ciocănelul cât și cablurile, toate astea sunt accesorii și atunci după oareși ce perioadă de timp, nu-i așa, le schimbăm că aia e. Ca bateria de la telefon sau dacă ar fi să vorbim de cureaua unui ceas. Bun, la 27 de lei vedem aici un clește zdravăn de tot, ProWeld ILH204 de 300 de amperi, blană zic. Deci ăsta e și mult mai mare și are altfel fălcile astea în care se prinde vârful electrodului, nu mai sunt pe lățime, sunt cumva așa pe vertical. E mult mai puternic, sigur că da, dar e un accesoriu care se vinde separat. Pentru un cablu de conectare de 35, ăsta este cablul de 25. Ia să vedem dacă putem noi să și focusăm un pic pe cablul ăsta cu camera. Așa. Vedem aici foarte clar unor 25 de milimetri pătrați. E, și pentru asta este făcut și evident accesoriul ăsta. Da? E făcut pentru cablul ăsta, pentru că prinderea pe interior e pe un papuc pe mărimea cablului. La cablul celălalt, pe care vi l-am arătat mai devreme aici, cablul e mult mai mare, cu interior mai mare și se adresează și unui cablu mai gros. Dar poate fi pus și cablul de 25 liniștit. Invers e mai greu. Așa. Ce am mai găsit noi aici? Găsim și cleștele de masă, care nu este un alt clește, ia să vedem. El cu 101, nu. El cu 101 este ăsta, nu e un alt clește de masă, doar îl găsim ca accesoriu de schimb. Așa. Care zice și aici. A, ba da, e altul. E altul care are alte prindere aici, alte fălci de prindere. Nu e ăsta cu fălcile. Așa, e altul. Într-adevăr, tot de 300 de amperi este și asta. Deci, vă puteți la o adică lua și accesorii de putere mai mare, dar țineți cont că rar veți suda cu aparatul la putere maximă, pentru că în gospodărie e un aparat portabil, nu e un aparat cu care să mă duc să sudez în șantierul naval Constanța sau la Tulcea. O mai fi la Tulcea șantier naval? Brăila? Turnul Severin? Orșova?
hai să ne întoarcem la sutură, că figurează și mufele de pe panou ca accesorii de schimb, da? 6 lei costă o mufă din asta în cazul în care vi s-a stricat. E mufă panou QC0125P. E mufa lui. În general, când îmi veneau aparate, se întâmpla ca una din mufe să fie în continuare de bună calitate sau acceptabilă, cu care încă să mai poți să faci treabă liniștit, dar cealaltă să fie făcută țăndăr. Și tot timpul am recomandat să fie schimbate amândouă, atât mufele de pe panou, cât și măcar, dacă unul nu schimba cleștii cu totul, măcar mufele astea care se conectează în panou, pentru că atunci ai din nou legătura zdravănă și ca lumea între aparat și cabluri. Parcă întinerește aparatul în momentul în care ai pus cabluri noi și totul e ok, mai ales că asta e 7 lei, ăsta e 9 lei, asta bănuiesc că tot la fel e, o să vedem dacă o găsim ca accesoriu, dar n-are cum să coste mai mult de câțiva lei. Da? Și ți-ai făcut aparatul nou-nouț, doar înlocuindu-ți zonele astea de doar înlocuindu-ți mufele astea la perioada când s-au stricat, da? După momentul în care se strică, o să vedeți că aparatul revine la faza lui inițială. Datorită faptului că circuitul electric de la plus prin cele două cabluri, prin piesele de sudură și până la minusul aparatului, este din nou de bună calitate. Și atunci și puterea aparatului e brici. Hai să mergem mai departe în pagina de internet să vedem ce avem. Hai să vedem. Ia uite, un pachet de electrozi E60 13 rutilici de 44 de lei, blană zic. Așa, văd că găsim și clește de masă de 500 de amperi, de asta foarte, foarte mare și foarte zdravân, dar încă o dată. Și eu să mă tot repet. Degeaba îmi iau roți de 180 lățime, când eu am Logan și la mine mai mult de 170 nu merge. Sau degeaba îmi iau pe 16 țoli, când eu mai mult de 15 țoli nu pot să pun pe, că nu mai intră. Nu mai are unde să joace suspensia. Adică mâncăm supa cu lingurița și cartoful prăjit cu furculița. Nu invers. O merge? Bun, mai sunt aici câteva accesorii, dar în general electrozi. Găsim din nou găsim și geamul de la masca de sudor, în caz că îl spargeți, se mai poate sparge, plus că el în primul rând e foarte aproape de zona de sudură și se arde, sar picături de și strop de sudură pe el și îl sparge. Acele picături de sudură, o să spune, da, și ce dacă a sărit? E, picătura aia de sudură când a sărit aici, practic creează o mică fantă, o mică gaură prin care lumina începe, nu mai este estompată de ecran, nu mai este oprită de ecran, ci se împrăștie în interiorul ecranului în toate direcțiile. Da? În toate direcțiile și parcurge traseul de aici și până la ochiul noastră, cum nu-ți închipui de repede și nu știi unde apare. Ai zice că nu te afectează un geam, bine, nu una, două picături stropi, adică, dar în momentul în care o să-l vedeți că e plin de stropi, la revedere cu el, chiar dacă nu este spart, la revedere cu el, pentru că afectează privirea prin, așa cum vă spuneam, prin găurelele pe care le lasă particulele alea de sudură fierbinte pe stropii de sudură fierbinte pe geam, pe acolo se propagă lumină în interior și încep să apară tot felul de dureri de cap, de ochi, nu mai vorbim și așa mai departe. Deci un geam schimbat la timp face bine. Și la sudor și la sudură. Mai avem aici în categoria de accesorii conectorii ăștia, conectorii de cablu TEP 1025 QC01, care costă perechea 8 lei. Brici, aș zice. Brici, aș zice eu. Hai să vedem ce spune mai departe site-ul. Tehnologia aparatele de sudare Prowell din seria ARC sunt produse de ultimă generație, construite cu transistori de mare viteză de tip IGBT, de calitate superioară. Sunt mai mici, mai ușoare, mai puternice decât versiunile anterioare. Așa este, față de un
față de un aparat de sudură cu transformator, care, pe lângă faptul că e dublu ca lățime, face un zgomot infernal, și plus că acolo randamentul e de 23, 25, 30%, aș spera prea mult, poate, comparativ cu 85% aici. Asta înseamnă că dacă eu consum din rețea la putere maximă 9,5 kW, păi 85% din puterea aia o trimit și în piesa mea de sudare sau în zona în care eu sudez cu ea. Adică măcar acolo un 7 kW, 800, tot dezvolt energie în zona în care am nevoie. Pe când la aparatele cu transformator n-am de unde să scot puterea aia. Dar ele sunt mult mai ieftine. E adevărat, sunt mult mai ieftine. Sunt și mai grele. Na. În funcție de necesități, poate ai nevoie de așa ceva. Eu personal aș opta în permanență către inverter. În primul și în primul rând, observațiile mele către colegii care au sudat sau prieteni sau cordonul de sudor arată mult mai frumos, mult mai fin, mult mai bine definit la sudura în curent continuu decât cea în alternativ. Pe urmă, spletterele sau acești strop de sudură care sar mult mai puțin strop de sudură când sudezi cu curent continuu decât când sudezi cu alternativ. Și de aici și zgomotul pe care îl face aparatul este mult mai mic, ăla în momentul în care sudează trâncănet și face ca toate visele de... Na. Deci avantaj, era să zic năstase, avantaj inverterul. Este construit cum l-am găsit și noi, integral din metal, prevăzut cu mânere de transport, de aluminiu. Mai sunt unele modele, nu gama ARC, mai sunt unele modele care au de-l pui pe umăr. E mai ceva ca poșetuța. Precum pun eu camera de pozat. Bun, panoul aparatului este foarte ușor de folosit, fiind echipat cu un singur potențiometru pentru reglarea curentului de sudare, fără trepte, și un afișaj cu LED pentru indicarea curentului de sudare preselectat. Conține de asemenea și două becuri de semnalizare a punerii sub tensiune și a supraîncălzirii. În partea din spate a aparatului se află butonul de pornire. Hai să mai trecem repede prin caracteristici tehnice. Se alimentează la 230 de volți, plus minus 15%, foarte important. Și am explicat și de ce. Foarte important să fie o tensiune stabilă. La curte, de obicei, mulți se plângeau că tensiunea nu este stabilă și când îi întreb, dar împământare ca lumea ai? Nu. Păi vezi? Fără o împământare zdravănă, bine făcută, nu făcut așa să ne jucăm, nu, împământare făcută ca lumea, mai ales dacă e o casă mai veche, într-o zonă în care s-a construit recent, atunci prin proiectul pe care îl faci, ești obligat să faci și îți face constructorul împământarea ca lumea. La o casă construită mai nou, de acum 5, 6, 7, 10 ani, dar o casă mai veche, o casă bătrânească sau pe la curte, pe unde, da, sudăm la bunicul la curte, acolo vezi doar două fire care vin pe sus din stâlp până la tine în contur și pa la revedere. Păi aia nu prea e în regulă, pentru că împământarea și are un rol foarte bun. Pe lângă protecția în sine, și are și un rol în stabilitatea tensiunii de rețea din priza noastră. Mergem mai departe. Tensiunea de mers în gol 56 de volt și noi am văzut acolo 55,2, da? Tot pe acolo 56. Curent de sudură maxim între minim 20, maxim 250 de amper. Tensiunea de ieșire nominală în sarcină 30 de volți. Aia noi nu avem cum să o măsurăm aici. O măsurăm doar la servici, unde punem aparatul de măsură pe ampermetru cu care testăm noi toate jucăriile astea. Și acolo pot să măsor tensiunea și de mers în gol când nu am arcul inițiat și tensiunea la borne în timp ce sudează aparatul. Aici nu avem așa ceva. Regim de funcționare de 60% înseamnă așa că eu voi suda continuu timp de 6 minute, după care las aparatul să se răcorească și mâna sudorului 4 minute, diferența până la cele 10, cum am zis, până s-a făcut unitatea. Deci îl folosesc 6 minute, îl las să se odihnească, să se răcească 4 minute.
că de răcit nu are să se răcească doar aparatul. Și cablurile se încing și tot. Pe de altă parte, cum așa cum am zis, în perioada aia reverificat că ăsta e strâns, că ăsta stă bine și așa mai departe. Mai sunt situații în care am scăpat portelectrodul din mână sau știu eu și se sparge, se nu observi în timpul sudurii, dar în pauza pe care obligat o faci, pentru că dacă nu o faci, scade puterea aparatului. Aparatul începe să se încingă și circuitele interne stop, de aici trebuie să ne răcorim că nu mai ține figura. E, făcând pauzele necesare și tu te odihnești, dar ai și ocazia să-ți revizui dacă ăsta stă bine. Poate-ți mai miști cleștele de masă mai încoace, pentru că, să fie foarte clar, sudura înseamnă circuit electric închis din punctul A în punctul B, din punctul minus în punctul plus sau invers, cum vreți, că tot Dumnezeu ăla e. Asta înseamnă că eu dacă mi-am pus creștele de sudură în colțul ăsta de masă și voi suda acolo, adaug la circuitul ăsta electric și rezistivitatea electrică a mesii din punctul în care eu am inițiat sudura până în punctul în care este legat creștele de masă. De aceea creștele de masă trebuie mutat în cazul cel mai fericit, cât mai aproape de punctul de sudură. Sigur, nu lipit, dar la un 10, 15, 20 de centimetri de punctul de sudură, dacă am creștele de masă, învingător aparatul și sudorul. De ce? Pentru că circuitul rezistiv care se adaugă circuitului existent creat din cabluri și tot circuitul intern este mult mai mic față de o dita mai masă care poate să aibă puncte de rugină, are grosimi mai mari, mai mici sau legi la piciorul mesei, cum am văzut 11.000 de variante și de am văzut multe situații. Și stai și faci cu electrodul ăla așa, băi, nu se aprinde, sau arde prost, sau arde. Păi oare de ce te-ai gândit vreodată că tot circuitul ăsta electric are o verigă slabă, verigă slabă care este exact modul de utilizare? Adică pus cleștele de masă aiurea, da, pus la masă, dar aiurea, ne ținând cont că tu vrei să ai un circuit electric cât mai scurt, cât mai compact, pentru a debita cea mai mare putere în el. Pentru că asta se transformă în regim de lucru instabil, căldură în aparat inutil, pentru că el se chinuie să livreze puterea aia, dar tu nu o ai acolo la vârful electrodului tău, tu nu ai puterea aia. Și atunci n-am făcut nimic. Da? Deci și din punctul ăsta de vedere trebuie avut grijă și cum utilizăm aparatul. Mai ales că e portabil, adică e ușurel, îl iau de colo-colo, mă duc cu ambele cabluri. Nu mai avem situații de alea de șantier sau ăsta nu se pretează pentru situații din alea de șantier unde las aparatul jos și iau 30 de metri de cablu de sudură și mă urc nu știu pe ce schelă să sudez la Macara sau la mai știu pe unde. E portabil, am luat, plec după mine cu cel mai lung cablu după mine, este cablu de alimentare, cablu prelungitor, care, așa cum am spus, trebuie să fie și ăla de foarte bună calitate, nu mai spunem că în regim de șantier sau chiar și în regim de lucru agricol, acasă, în gospodărie, folosiți prize de bună calitate care să îmbrace ștecherul, să nu vină la suprafață, adică în priza în care alimentați dumneavoastră aparatul, să nu vină la suprafață, neapărat să vă asigurați că priza prelungitoare sau toate prelungitoarele pe care eventual le veți pune, pentru că am întâlnit și situații din astea, deși omul spune nu, noi știm, să aibă împământare. Toate prizele să aibă împământare, pentru că altfel vă puneți viața în pericol. Și poate nu doar pe dumneavoastră, și e păcat. Pe lângă că vă puneți viața în pericol, care este cel mai ar fi cea mai mare pierdere, stricați priza, stricați aparatul, riscați să sară, nu mai vorbim că dacă siguranța nu e de bună calitate pe circuitul pe care am alimentat aparatul și e pus cumva vreun cui. Am văzut. Așa, facem o distracție de nu vrem să ne aducem aminte. Sunt de livrare aparatul de sudură, cablu cu clește port-electrod cu conector TEM, cablu cu clește de masă, da, sunt, masca de mână din material plastic, peria de sârmă cu ciocanel pentru zgură, manualul de utilizare, cutie transport din plastic
și ambalajul de carton. La masca de mână se mai adaugă și gemulețul, nu e specificat aici în setul de livrare, dar noi am văzut că el este, bine mersi, în kit. Bun, se recomandă un astfel de aparat? Evident. Evident, pentru că dacă ești tipul mai care să-ți construiești tu tot felul de dălea sau pur și simplu pentru să-ți faci tu în grădină, în gospodărie, să-ți sudezi o tablă, un fier, aia, un aparat ca ăsta este minunat. Poate 500, modelul Arc 500E cu puterea lui maximă de 250 de amperi, poate e mare. Atunci poți să faci un să te orientezi către o altă variantă de aparat, găsim aici pe site, tot în promoție. Hai să vedem. Uite, spre exemplu, 400, care e doar cu puțin mai mic, în rest totul e identic, inclusiv panoul frontal, inclusiv accesoriile și gentuța. E doar de putere mai mică. Păi ăsta costă 393,6 lei față de 452, ăsta de 500, de modelul 500. Sau și mai ieftin, la 324 de lei, modelul Arc 320, care ăsta mi se pare că e de 160 de amperi. Nu mai mi-aduc aminte, ia să vedem. 140 de maxim. 140 de amperi. Haideți să mergem mai departe. La gama 9, departamentul de marketing a zis așa: valorile de aici, mai puțin ultimul 0, mai puțin zerourile, dar 5-ul va defini electrodul maxim cu care aparatul poate să sudeze. Așadar, Arc 500 înseamnă că mașinăria asta sudează cu electrod de 5 maxim, deci de diametru de 5. Uitându-ne la aparatul 300, Arc 320E, înseamnă că el sudează cu un electrod de 3,2 mm diametru maxim. La 400 e foarte clar, cu electrod cu 4 mm diametru maxim sudează aparatul. Bun, asta fiind zise, eu vă mulțumesc că ați avut răbdarea să stați cu mine. Uite, nici nu știu cât s-a făcut de când am început să filmăm. Să prezentăm jucăria asta de aparat, ProWeld Arc 500E de la ProEnerg. În cazul în care vă interesează, găsiți proenerg.com.ro, da? Sau cel mai simplu, luați telefonul mobil, vă duceți frumos pe cutiuță, ia, pe aici este scrisă, nu, parcă ar fi fost mișto, ca reclamă mă gândesc acum, să fi tipărit și pe carcasa aparatului, să fi tipărit codul de bare, pentru că cutia ai cumpărat-o și pe urmă o dai probabil la umplut cartoane, la, ți-ai luat la revedere de la ea. Cutia în care îl vei păstra este geamantanul ăsta frumos de plastic, dar când vine vecinul și vorbești cu el, de unde l-ai luat, vecine? De că ți-arăt imediat. Pac! Și ai scanat codul care este aici frumos pe carcasă. Cred că ar fi fost o chestiune de business mai interesantă. E doar o idee de-a mea și atât, nimic mai mult. Cum spuneam, cu telefonul se scanează codul de bare de pe cutie și te duci direct pe proenerg.com.ro. Da, să ne schimbăm. Bun, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați petrecut atâta timp aici cu mine vorbind de jucăria asta. E o jucărie care mie îmi place foarte tare. Un aparat de sudură zdravăn și vă aștept la următoarea repriză de filmări, unde vom vedea minunăția asta de aparat pe interior. O să discutăm de plăcile din interior, de cum este construit, de ventilator, ce model, la ce tensiune, cum îți duse cablurile, cum e aerisit, cum sunt puse ventilatoarele, cum sunt puse radiatoarele, ce tranzistor are, ce model de tranzistor are, de IGBT-uri sau ce fel de componente are. Avem despre ce vorbi și în cea de-a doua parte a emisiunii. Deocamdată închidem aici. Încă o dată mulțumesc. Toate bune!